Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni. Haideți să vedem la Gemeni. Un dragoste în zaruri. Comunicare, fericire, se întoarce o persoană, dragoste sinceră. Atracție, se întoarce, vine acea persoană, vă caută, sunteți împreună, bine. Văd că... Oh, ia. Așa. Nu știu, vreți să terminați relația cu cineva, o despărțire sau, cum să spun, va fi așa ceva dintr-o dată, ceva, gata, s-a terminat. Deci ceva, ceva dintr-o dată important, se termină relația. Ori simțiți atracție pentru altcineva și veți începe relații cu altcineva, dar asta vă va liniști. Deci va fi ceva ce vreți dumneavoastră să învingeți sau aveți o situație în care vreți să învingeți. Și sigur o să învingeți, de exemplu, ori că vă certați mult, ori că, dar acea persoană este, vă ascultă, deci va face ce vreți dumneavoastră, vă gândiți foarte mult la familie sau acea persoană, cineva din rac, scorpion, pești, se gândește foarte mult la familie. Aici văd o persoană tânără pe care trebuie să o lăsați în urmă, care vă deranjează în prezent. Poate că nu vă caută sau asta, dar vă gândiți foarte mult la ea. Mai persoana din berbecul Leu săgetător cu care aveți o relație așa foarte deschisă, foarte fiecare face ce vrea sau această femeie face doar ce vrea. Nu se gândește la consecințe, face totul cum vrea ea. Poate să fie și o ceartă. Dar în concluzie o să aveți un nou început în viață, un nou început, și moartea și turnul. Deci ceva dintr-o dată, ca și aici mi arată, vedeți? Asta înseamnă la fel, moartea sau turnul. Din cauza unei trădări sau din cauza unor vrăji, poate fi. A unei vrăji, a unei negativități, poate fi. Deci am scos multe cărți. Poate să se amestece cineva care v-a fost prieten sau s-a amestecat în această relație. Poate să fie o persoană mai tânără. Persoana pe, la care vă gândiți va, vă va asculta, se va schimba. Veți rezolva ceva. Veți avea o... o schimbare mare. Orică vă săturați de situație, de o situație și trădați sau așa, dar există speranță în această relație sau ce aveți. Și aveți unele îndoieli câteodată. Chiar dacă aveți speranță, aveți și îndoială. Dar dacă sunteți într-o situație mai grea, arată că va fi ceva mai ușor. Sărbătoriți, arată. Da, și cineva este în contră, o femeie care este în contră și vă deranjează acest echilibru care îl aveți în relație. Dar dacă dumneavoastră este cineva din familie, trebuie să plecați sau să renunțați sau să lăsați pe cineva sau să... Așa puteți realiza și scăpa de această persoană. Poate să se arate prietene și bună, dar nu.
Mai arată că trebuie să lăsați ceva pe cineva în urmă sau un trecut care vă deranjează acum sau care vă macină ceva gânduri și așa. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.